dincolo de nevoia de a avea în vecinătatea noastră directă o zonă cât mai sigură, cât mai stabilă, este aici vorba și de faptul că, în fond și la urma urmei, Uniunea Europeană mai puternică se poate manifesta sau se poate afirma în condițiile în care, în primul rând, în vecinătatea ei, că este sudică, că este nordică, că este estică, se asigură stabilitate. Dar revenind la vecinătatea estică, atenția trebuie menținută și nu doar menținută, ci este important să fie sporită, mai ales dacă avem în vedere că atunci când vorbim despre riscuri de stabilitate, de securitate, despre factori de instabilitate, vom vedea că provocările vin foarte puternic și continuă să vină din această zonă a lumii. Și aici, noi, în discuțiile, în demersurile pe care le facem, în diversele formate la care participăm, în dialogul în interiorul Uniunii Europene, la nivel bilateral de asemenea, atragem atenția asupra faptului că este nevoie de o abordare echilibrată. Nu negăm că sunt provocările la adresa stabilității și securității în Sudul, în vecinătatea noastră sudică, nu este suficient să ne referim doar la criza din Orientul Mijlociu, din Siria, Daesh, migrație și așa mai departe, dar este în egală măsură important ca acordându-se atenția cuvenită eforturilor și de gestionare a provocărilor din Sud, să nu se lase cumva impresia că undeva factorii care au generat și generează instabilitate și insecuritate în spațiul estic pot să ajungă la concluzia că, mai ales dacă sunt și implicați în eforturile vis-a-vis de Sud, pot să continue să acționeze ca factor de instabilitate în vecinătatea noastră estică. Dacă ne gândim la locurile unde constatăm că există ba conflicte înghețate, ba noi dezvoltări care afectează securitatea și instabilitatea, vedeți Ucraina, vedeți Crimeea, atunci vom constata că este foarte, foarte important ca nevoia de stabilitate, de asigurarea stabilității, de consolidare a acesteia și a securității în vecinătatea noastră estică este esențială, nu doar interesul României, sigur că în interesul României și al celorlalte state membre UE sau ale Alianței din acest spațiu, dar în interesul ansamblului structurilor din care facem parte, fie că vorbim de NATO, fie că vorbim de Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea, din această perspectivă, o semnătate cu totul și cu totul deosebită are apropiatul summit al NATO de la Varșovia și în același timp este important de asemenea de menționat că spre sfârșitul acestei luni urmează să fie finalizată și o nouă strategie globală de politică externă și securitate a Uniunii Europene.